mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat! Alege Transilvania! Urmărește alege Transilvania. Sunt Alexandra Roșu și în această ediție vom afla împreună motivele pentru care invitatul meu, domnul Nicolae Sorin Țârlea, reprezentant al Partidului Social Democrat, ne cere votul și încrederea pentru a deveni primarul Comunei Crișeni. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc. Și o să, începem, ziua. În o să începem în forță. O să începem în forță. Vă mulțumesc pentru invitație și. O întrebare la care aștept un răspuns. Da. O să stați doar în birou sau o să păziți bunul mers al lucrurilor în Comuna Crișeni? Bineînțeles că lucrul primarului în condițiile în care se află astăzi Crișeni este o treabă de teren. Avem foarte multe lucruri de făcut și ca să vă dau un exemplu, chiar în perioada asta de campanie, n-am observat oamenii din primărie, consilierii locali sau viitorii consilieri locali Ocupându-se de probleme stringente ale Comunei, în locul unde se lucrează la uh, implementarea uh, sistemului de canalizare. Dar unde Și asta erau? este o problemă. În birouri? În birouri sau în altă parte? Am înțeles. Uh, pentru cei care încă nu vă cunosc sau nu au avut plăcerea să lucreze cu dumneavoastră, îmi permit să fac o scurtă prezentare. Da. Ați fost ofițer de poliție, aveți 30 de ani munciți în cadrul Poliției Române, în prezent sunteți pensionar. Ați lucrat până la vârsta de 57 de ani. Ați activat 9 ani în sportul de performanță. Voleiul este sportul care v-a pasionat. Ați renunțat la volei pentru a vă dedica profesiei de polițist, astfel că în anul 1991 ați ajuns în Poliția Română. Între anii 1991-1993 ați lucrat la postul de poliție Meseșenii de jos, apoi între anii 1993 până în anul 1997 ați lucrat la serviciul Evidența Populației. Apoi, între anii 1997-2005, ați activat la serviciul Poliției Rutiere. În anul 2005 ați ajuns la serviciul de înmatriculări și permise, iar peste un an ați primit și gradul de ofițer. Tot atunci ați devenit șef în cadrul compartimentului înmatriculări, funcție pe care ați deținut-o până în anul 2021, atunci când v-ați pensionat. Este corect tot ce am spus, da. că pare o carieră impresionantă. Tot ce ați spus este într-adevăr corect ca vechime per total, am 39 de ani de serviciu neîntrerupt și cu grupele de muncă mă apropie de 50 de ani. Și cum vreți să faceți tranziția de la sportiv, de performanță, la polițist și acum la primar? N-aș fi crezut niciodată că la 28 de ani o să mă retrag din sportul de performanță, pentru că vreau să vă spun că am activat atâția ani la echipa Fanul județului el Dinamo Zalău, așa se numea. Am avut niște colegi extraordinari acolo, dar condițiile economice din 91 m-au făcut să mă reorientez pentru că familia era foarte importantă și nu ne puteam susține din sport. Asta a fost. Și, și de acu... aici am pornit și Politica? de aici am pornit politică de patru luni de zile, dar politică, cum se spune, n-am făcut politică, afinități, simpatie am avut. Și ce v-a determinat? Ce m-a determinat, așa pe scurt, am primit un telefon de la fostul președinte al Organizației Crișeni, de la Daniel Jecan, să mă duc la o întâlnire, în care, într-adevăr, acolo erau 10 persoane și mi s-a propus să devin președintele organizației și candidatul pentru funcția de primar. Am stat două săptămâni să analizez lucrurile. Bineînțeles că familia împărțită în Bro, două. Pro și contra? Da, și până la urmă am zis, m-am uitat și pe situații, nu mă, nu speriau statisticile din 2020 referitor la voturile care s-au dat atunci și am zis, se poate, hai să mergem înainte și cu siguranță noi vom câștiga alegerile. Asta am spus. Că nu intrăm. Și dacă nu aveți totuși experiență în administrație, credeți că o să reușiți să faceți față cu brio dacă cei care vă urmăresc vă vor și vota? Bineînțeles, pentru că se vede situația de astăzi a Crișenului cu toată experiența în administrație de două mandate de primar, de un mandat de viceprimar și toată echipa se vede cum arată creștinul astăzi. Bun, o să... Deci ca să fii corect, ca să fii corect, să fi cinstit, să ții la oameni, nu trebuie să ai administrație. Trebuie să ai bun simț și să-ți faci treaba. O să vreau să-mi spuneți de câți ani locuiți în Crișeni și ce anume vă nemulțumește? În calitate de cetățean, evident. Da. Din 2001 am cumpărat o casă cu părinții mei, ca să știe lumea. Așa s-a și întâmplat, să fiu aproape de ei, să am grijă de ei. Așa s-a și întâmplat, eu fraz nu mai am. Și am decis în 2001 să cumpărăm o casă împreună, acolo am stat, acolo locuim și acum. Condițiile erau, nu erau chiar atât de strălucite în acel moment, nu era apă, nu era uh, asfalt, dar s-au făcut în timp de fostă administrație, nu actuală, și am fost, uh, a fost destul de bine. Dar lucrurile n-au mai avansat. Fiecare a venit cu un proiect, s-au schimbat primarii, s-a renunțat la proiect, am venit alții, de reguli, că Mai facem un studiu un de fezabilitate, mai facem un alt proiect, mai băgăm niște experți, mai. Bun. Știți, și totuși, ce vă nemulțumește acum, în prezent? Ce mă nemulțumește, ceea ce ne mulțumește pe toți, aproape pe toți locuitorii. Cu care Adic, ați vorbit dumneavoastră. Cu care am vorbit eu, da, și întâlnirile pe care le-am avut uh, săptămânile astea, pe toți ne mulțumește. Ce analizarea. Așa. Apă, drumuri, nu avem locuri de joacă pentru copii, care este un lucru foarte important. Chiar am fost zilele astea printre casele noi construite, copiii se joacă efectiv în drum, parcurile pentru copii nu arată cum trebuie, acolo trebuie să intervenim, să facem ca lucrurile să arate la un nivel foarte bun. Eu asta vreau să fac. Să dăm normalitate unei comune care Are se laudă locuite? că. 3.326 erau la ultimul recensământ, care se laudă că are cel mai mare buget din județ, dar nu se vede. Ok. Și pentru cei care vor să vă descopere altfel, cine este omul Nicolae Sorin Zârlea? Ce pasiuni, ce hobby aveți? Deci, în primul rând, v-am spus pasiunea despre, despre sport. Sportul este important pentru mine, pentru că vreau să ajung și componenta asta pe plan local, vrem să dezvoltăm sportul de masă, sportul pe, pentru copii, nu să ne ocupăm doar de fotbal. Ne putem ocupa și de un handbal, și de un volei. Putem să facem și o pistă de biciclete pentru copii pe vecul fostului ștran. Trebuie să facem aceste lucruri. Cu banii din buget local sau cu fonduri încerc. europene? Deocamdată, când ajung acolo, eu vreau fonduri europene, pentru că fonduri europene nu s-au atras. Te bazezi doar pe Angel Saligny. Nu mi se pare în regulă vrem să facem asta uh, cu fondurile europene pentru că e singura șansă de a dezvolta rapid, de a merge înainte. Și ca o altă pasiune, îmi plac câinii. Îs proprietar de câini de ciobănești, carpatii românești. De brand, de rasă. De rasă, da. Asta îmi place să citesc, îmi place să mă informez foarte mult, pentru că nu discut niciodată dacă n-am informații. Eu nu discut din auzite, îmi scot, exact cum am venit și astăzi, pregătit, dar poate că nu o să avem timpul necesar să atingem toate. Încercăm probleme. să parcurgem atât cât timpul ne va cât, permite. Da. Să vorbim, domnule Țărne, un pic despre realizări și obiectivele pe care le-ați atins. Ce anume v-a determinat din profilul dumneavoastră de polițist să vă aventurați în politică și cum credeți că vă va ajuta acest profil pentru a corecta minusurile pe care, mă rog, mai înainte, un pic mi le-ați detaliat? Știți care e partea interesantă? În momentul în care am acceptat această candidatură, nu m-am gândit că atâtea forțe vor interveni pe parcursul celor 3-4 luni, să zicem, împotriva uh, candidaturii mele. În sens negativ, fărături. În sens negativ, bineînțeles. Probabil că eram sau sunt, uh, cum să vă zic am experiența necesară, am cei 30 de ani de polițist în spate, cunosc anumite lucruri, îmi place să cercetez și cred că aici este o problemă, că îmi place să cercetez. Și va trebui să le arăt oamenilor ce s-a întâmplat în comună în ultimii ani. Și ei vor decide, în momentul în care ajungem acolo, ei vor decide dacă într-adevăr sorințele s-a ținut de cuvânt, dacă le deschizi porțile primăriei și să vadă exact ce s-a întâmplat. Pentru că nu e posibil, totuși, după atâția ani de zile, noi să fim în stadiu de sub dezvoltare al unei comune. Nu este posibil. Nu este posibil să reparăm un cămin cultural de trei ori. Nu este posibil să reparăm alt cămin cultural în care s-au băgat 600 de euro. Am crezut că au greșit o cifră. Am fost și am făcut o întâlnire electorală. Gândiți-vă la Gârcei, în sala de, uh, unde se pregătește masa, nu avem o cuvetă, dar 600.000 de euro. Pe ce? Așa. Pe ce? Pe exterior, pe, pe niște pereți. pereți și Scaune, mă rog, am fost acolo, am văzut, și dacă mergeți peste drum, să vedeți cum arată școala. Deci, școala nu arată bine deloc. Nu au fost în stare măcar să tragă uh, burlamele, să le pună jos ca să nu se stropească părice, să fie o problemă. Îți la jumate, jumate peretele. Ca să nu mai spun că mi-a spus, uh, ca să, nu vă, uh, să vă mai spun un lucru, asta e iarnă 15 grade în sala de clasă. nu e posibil. Să gândească liber, copii. S exact, să gândească liber, aveți dreptate. Și să completezi cu uh, scaune din Crucea Roșie și cu mese, cu mobilier. Pentru că așa s-a întâmplat. Da, da, am înțeles că la primărie, la masă, la creștină, există un mobilier destul de performant. Există un mobilier performant, am înțeles că în cele patru birouri importante, în noua clădire, pentru că n-am înțeles de ce ne mai trebuie între cele două clădiri. Uh, suspendare, o pasarelă suspendată. Că Ca să ajungeți mai ușor dintr-un birou. În am înțeles zi. să nu mă pe picioare când plouă, știți? Și treaba asta, am zis că le promit oamenilor, în prima zi de mandat, deschid ușile la primărie. Nu a zis, le promiteți, Le înțeleg? promit. Așa. Că vor intra în primărie și o să-i las să-și facă poze cu birourile de acolo. Ca și la Casa Albă? Exact. Vreau să vă zic că este scump, acel mobilier, noi nu aveam nevoie de mobilă sculptată și acea mobilă o să o redirecționez spre școli. O trimiteți la școli? O trimiteți la școli și o să-mi iau un birou normal. Și ceilalți angajați o să-și iau un birou normal. Sigur că vor fi niște costuri, dar eu nu-mi permit să stau uh, într-un lux la un mobilier cumpărat de la o firmă din Județul Sălaj, care știți foarte bine care este care face mobilă foarte scumpă. Eu nu-mi permit lucrul ăsta. Și nu-mi permit să am nici, nu-mi nici să am bucătărie. Păi dacă stați de dimineață până seara la lucru, dar nu facem trebuie bucătărie. să am și vă alimentați corespunzător. Păi ne alimentăm, dar nu facem pentru unii. Bun, este foarte interesant. Care sunt prioritățile dumneavoastră în programul electoral pe care vi l-ați asumat? Pentru că sunt foarte multe puncte acolo. Sunt foarte multe puncte și sigur că ne-am ne -am redus puțin. Noi știm ce avem de făcut pe lângă aceste puncte și o, să le, și o să le ating, pentru că extinderea rețelei de canalizare este foarte importantă. Avem probleme chiar acum când am fost la cetățenii cu casele noi. Avem probleme în zona în care drumul nu aparține primăriei, aparțin cetățenilor. Și asta este un lucru important pentru că noi nu putem interveni acolo. Sunt oameni care luau credite. Dacă au luat credite. Vă referiți la noile blocuri de locuință? La casele noi. Sau la casele casele noi. Bloc. Și noi nu putem să intervenim. Și dacă ar vrea o parte din locuitor să ne cedeze în administrarea publică, nu putem pentru că ei încă au credite de plată și nu se pot. Dar acolo trebuie să găsim soluții. O să nu vedem. Se poate ridica ipoteca? Sau... Acum o să vedem pentru că asta este uh, ce am observat. Uh, în cele două zile care am fost în acea zonă cu case noi. Și sigur că extinderea rețelei de, de gaze este importantă, dar sper să o putem face, pentru că chiar am primit informația și reiese din ce material am primit. Deci le spun oamenilor că lucrurile sunt clare, sunt ok, începem să băgăm gazul, stați acasă, că vine omul să vadă unde să vă treacă țeava, știi? Și ca să aflu că în ședința de, din uh, 20, din 20, -a cât a? 20 mai va fi uh, ședința Consiliului Local, da? uh, pe, ordinea de zi. pe aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru înființare distribuției de gaze naturale în Comuna Crișeni. Păi atunci cum e gata? <laughs> și lumea a E gata acasă. pe hârtie. Pe hârtie este gata, și? da. Da? Și plus că mai, avem, mai era un proces pe rol cu Societatea Națională de Transport Gaze Naturale pe care uh, se va rezolva. Dar lumea trebuie să știe. Asta e documentul pe care l-am scos pentru că avem consiliere acolo. Și e bine să le spunem lucruri pe nume. Mai... Păi, hai să mai spunem lucrurile pe nume. Da. Că aveți acolo probleme, la un moment dat spunea că toată lumea era îngrijorată, că aveți scurgeri mari de gaze acolo și că anumite case chiar erau chiar în apropiere, era un pericol să sară în aer. Încă nu pot să vă dau răspuns, știu de problemă, știu de problemă, dar încă mod oficial primăria nu ne-a înștiințat cu nimic. Era de A, părerea. deci nu v-a înștiințat cu nimic? Nu ne-a înștiințat Bun. oficial Probabil ce că se nu tempră. e important. Pentru că, da, pentru că lucrurile au rămas tot așa. Bun, Mai vorbiți în programul de masă despre dezvoltarea parteneriatului cu municipiul Zalău da. și comunele da. vecine pentru transportul public și descongestionarea traficului rutier da. pe DN1H. Da. da, este foarte important. Bun, dar ce puteți face? Adică, de ce nu aveți autobuz până la. Nu Crișeniu? avem autobuz pentru că aparține, acest proiect aparține de primăria Zaleu. Este vorba de cele 40 de autobuze care vor deservi zona metropolitană, în care se află și Crișeniu. Care urmează care să fie care urmează să fie Exact. Nu cunoaștem încă costurile, dar eu zic că, până la urmă, prin o uh, uh, echilibrare a bugetului și a elimina scurgerile din buget, vom reuși să asigurăm contribuția noastră pentru transport. Dar încă nu știm exact cât costă. Și implicit câte curse vă veți putea curse permite să, să facem. puteți plăti. Și câte curse? Sigur că ar fi foarte important. Ar fi foarte important lucrul ăsta pentru că este o zonă foarte aglomerată. Gândiți-vă că dimineața de la 7 până pe la 8 și 20 coada de la sensul giratoriu de pe pasarele se întinde dincolo de magazinul Profi. Și nu este un lucru rău. Am fost polițist rutier. Dacă vrei să-ți faci treaba ca șef de inspectorat, ca șef de poliție municipală, pentru că îi în ta acea intersecție, pune doi oameni dimineața acolo și mai lasă radarul. Și mai ocupă de, de problemele astea în care noi stăm și ne uh, frecăm capul dimineața și de acolo vin în jurăturile, spre toată lumea, că așa se întâmplă. Cam câți navetiști vin în Zaleu? Ah, mii de mașini. Vin. Mii de mașini? dimineața este... Dar trebuie doi oameni care să... E foarte, greu de, e foarte trafica. greu de dirijat. E mai ușor să stai în mașină și să vezi la venit cu 70 și îl opresc. Da. Asta și o să vezi face lucrul acesta dacă o să ieșiți primar? Promiteți? Eu promit că voi insista pe această chestiune. Este un lucru deranjant de ani și ani de zile și nimeni n-a luat nicio măsură. Scoateți polițiștii din mașină și îi pune să dirigeze Dacă circulația... ar depinde de mine, aș scoate mâine. Dar acum depinde de șeful inspectoratului și cei de la municipiu. Acolo e toată Să aveți deschidere la ei, să-i puteți convinge. Pentru că, vedeți, avem secție de poliție în Crișeni. Lăudăm că avem o secție de poliție. Ce să facem cu ea? Distrugerea postului de poliție a fost cea mai mare greșeală a administrației din acel moment. Cea mai mare greșeală. Erau oamenii, am lucrat la postul de poliție, aveam șeful de post care știa aproape pe toți oamenii din comună. Acum, dacă ai un incident la Hereclean, se duce polițistul din Crișeni, se duce în Hereclean, nu cunoaște lumea, nu... și de aici intervin tot felul de probleme de a acționa pentru că nu cunoști oamenii. Dar spuneți-mi, cum vă explicați dumneavoastră că aveți post de poliție în Crișeni și gradul de infracționalitate la dumneavoastră în comună, totuși, a fost destul de ridicat? Da. Asta din ultimile date și statistici da. și ce o să faceți dumneavoastră da. din acest punct de vedere? Vreau să vă spun că chiar întotdeauna am avut o problemă în care omul a suferit din cauza acestor acțiuni împotriva legii. Pentru că în 2022 știu de două persoane în vârstă din Gârcei care au fost agresate în propria lor casă, au fost înferite. Încercăm, într-adevăr, funcționează, între ghilimele funcționează, avem sistemul de pază, Sigur că lumea este nemulțumită că se plătește 140 de lei și nu se văd rezultate. n cum. Am lucrat, știu, cu o mașină și cu doi oameni care n-au dreptul să oprească, n-au dreptul să legitimeze pentru că este firmă de pază privată. Nu se pot face aceste lucruri. Vrem să extindem sistemul de monitorizare pe fiecare stradă. O să vedem exact cât o să ne coste, dar este un lucru pe care noi trebuie să-l facem. Deci asta vă propune să faceți? Mă propun pentru că, să știți, am fost în Gârcei, Uh, și să vedeți toată lumea cu ce se păzește. Cu câini. Cu câini. Cu câini dar unul lângă altul și câini serios. Și noastră aveți câini. Și eu am câine, da. Și eu am câine că... Bine, asta era la altă parte, dar acolo era efectiv pe treabă, pe chestiunea uh, chestiune de pază. Noi vrem să ridicăm gradul de confort al oamenilor Pe lângă lucruri care vrem să le facem Și să creștem siguranța pe străzi Să în siguranța pe străzi Bun. Sigur că aici noi mai putem interveni O să vedem în ce măsură și jandarmeria ne poate ajuta Cu acel sistem de patrulare Măcar o dată pe zi să vină să vadă În zonele mai uh, Problematice cu Problematice, da. Da. Spuneți-mi domnule le-a vorbit și despre eficientizarea energetică A blocurilor ANL Și sprijin pentru achiziționarea lor De către chiriași da. Ce înseamnă asta și ce costuri ar presupune? De, uh, chiar m-am uitat că este prevăzut și într-un alt program acest lucru, dar de 8 ani nu s-a făcut. Achiziționarea de către chiriași. N-aș vrea să greșesc cu sumele, dar să știți că chiria la ANL în Crișen este mai mare decât chiria în Mughalou. Serios? Da. Și cum vă explicați asta? Ba asta nu Pentru că explicat. Facilitățile și condițiile nu cred că sunt similare, cel puțin. Adică pot să-mi explic un lucru. Și am înțeles că mai sunt două sau trei apartamente libere, exact cum s-a votat în ultima ședință de Consiliu, pe, pe lângă apartamente, mărirea taxei pe pășunat de la 200 la 300 de lei. Pe ce? Păi avem și noi doi crescători de oi și pe aia să le mai dăm încă 100 în plus. Ca să creșteți banii la bugetul local. Da, vă dați seama, dar noi avem nevoie de crescători și măcar bine că mai avem doi acolo care se ocupă de problema asta. Referitor la... Uh, am primit solicitări de la oameni pentru cumpărarea de locuințe, că sunt oameni care vor să cumpere locuințele. Sigur că aș fi vrut să reabilităm acele blocuri care sunt vechi, au... Uh, geamurile sunt la mulți uh, din uh, lemn, nu le asigură condițiile. Și vreau să vă dau un uh, Uh, și un... credeți că veți face asta cu fonduri europene, mă gândesc. Nu Cred că vă veți putea permite din vă Dar să vă spun un lucru. Nu trebuie fonduri europene să țin brazi de Crăciun până luna martie, când am făcut poze și într-o săptămână au dispărut brazii. Și nu trebuie fonduri europene ca să fac uh, 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 locul de strângere a gunoiului modern, așa cum văd în Zalău, Să fie îngropate, să fie alte condiții. Bun, asta înseamnă o administrație mai eficientă și mai da. performantă. Da. Bun. Un alt punct interesant este legat de sprijinul material pentru fiecare nou născut. Ce presupune da. asta? Adică vreți să încurajați natalitatea în județul Crișeni, ceea ce mi se pare uh, interesant, dar... Da. Eu am o problemă. E foarte interesantă, sunt emoționat, dar... Nu mi se pare normal ca statul român să pună baze zeci de mii de euro la cumpărarea unei mașini electrice și pe o familie să nu contribuim cu nimic. pe o, La nașterea unui copil. Nu mi se pare normal. Eu știu de la mine, din proprie experiență, cel puțin 1.000 de lei se duc lunar pe lapte, praf și pe celelalte lucruri. Bine condiționat ajutorul celor care lucrează, cel puțin un membru al familiei să fie ca să și. Sunt mult. alocațiile de statul. Am înțeles, sunt alocațiile, statul. dar noi vrem să, să ajutăm într-o primă fază uh, acele persoane care uh, unde se naște un copil, care e o bucurie. Eu asta spun. Și ar trebui găsite surse inclusiv pentru partea de analiză, care sunt destul de costisitoare, pe care mulți tine Știu. nu și le permit. Știu. Și pentru Știu. acele tratamente in vitro pe care mulți trebuie să le facă și, din păcate, da. foarte puțin lucruri se decontează. Am văzut am văzut în anumite orașe unde se promovează acest lucru. Da. Și pe mine mă interesează partea asta umană, să-i ajut pe oameni, să ajut. Pentru că, vedeți, inclusiv cu persoanele în vârstă, persoanele bolnave, vreau să le creăm uh, condiții. Poate că ajungem acolo. O să vom ajunge și acolo, probabil, să, cu siguranță. Să spun lucrul ăsta. Spuneți-mi, mai găsesc aici, pe programul dumneavoastră, o piață agroalimentară pentru susținerea producătorilor locali. Da. Aici am avut mai multe discuții cu consilierii și până la urmă... Ați căzut la pace? Am căzut la pace. De eu nu-mi place asta cum sună, sincer vă spun. Păi nu, dar trebuie să aveți acordul. și bineînțeles, și sigur că s-a decis și așa este. Sunt prevăzut, a fost prevăzut de uh, actuala administrație, erau, parcă, dacă nu mă înșel, 86.000 de lei pentru piața agroalimentară. Vreau să vă spun că eu am vrut să, uh, eu, uh, ideea mea este să fac o piață uh, volantă. Adică, am fost în Germania, la un magazin foarte mare și pe margine, pe un trotuar, era un fermier cu tractorașul, cu remorcă și își vendea efectiv produsul lui. Asta putem să o facem și nu ne costă bani. Eu le-am spus, nu merită să băgăm bani în ceva care va funcționa 3 luni de zile. Și cam așa se va întâmpla. Dar asta este prevăzută în planul de, de administrare comună în 2020. Bun, Știu? aveți producători locali care să puteți să introduceți sunt, în acest program? Sunt, sunt producători. Ați identificat? Da, am Știu? identificat, dar avem și problema, altă problemă cu un alt producător care spunea eu oricum mă duc în Zalau, că acolo prețurile sunt mai bune și nu o să vând aici în Crișeni. Dar oamenii Acum... cred că ar vrea să cumpere până la urmă de unde e mai apropiat, adică să cumpere păi în proximitate, e, la prețul cel de mai bun, nu? Perioada de vară ca să aveți roșii, ceapă, cartofi, că se produsele poate Produsele sezoniere. Da, produsele sezoniere. Și de-aia nu merită să investești într-o piață să băgăm bani în păreți. Bun. Asta Ce zic. se poate face, domnule Țârle, legat de problema apei potabile? la Crișeni. Am înțeles că erau ceva probleme la un moment dat. Bine, că acum probleme legate de apa potabilă există peste tot la da. județ. Nici eu pot să vă spun că nu am presiunea suficientă. Dacă sunt de Paști că se spală lumea că e de Paști, dacă e de Crăciun că e de Crăciun, dacă e de vară să udă roșiile dacă și, astăzi, și, gazomul, și dacă și rigă gazonul și dacă sunt între astea băi, nu e nici Paști, nu nici Crăciun, acum ce facem? Tot nu avem apă suficientă. Eu beneficiez de o fântână unde am un hidropor și mă descurc cum pot. O să clarificăm și această problemă, pentru că nu e posibil de atâția ani de zile noi să avem probleme cu apa potabilă. Bun, și ce credeți că se poate face? Ați încercat să găsiți o vreo soluție? Păi, soluția lor era că trebuia să construiască un alt bazin de uh, apă, dar deocamdată e în stadiul ăsta. Ok. Uh, ce se întâmplă cu strandul de la Creșeni? că era la un moment dat așa, ca și sigur că se va da. face, se va implementa, lumea era bucuroasă, fericită. Da. Pot să vă dau inclusiv un registru am din Consiliu vorbele care s-au spus la ultima ședință. Pe acum, ca și media, mai cunoaștem și noi. Da. Vorbele da. sunt vorbe. Dar sunt registrate, deci nu date... nu le știți. Mă rog. Bun. Nu și le, și faptele? Vă, faptele? Adică vreau să vă spun că dacă în 2017 acest proiect costa 3 milioane de lei. Acum, în 2020, era 21 de milioane de euro. E, dar acum suntem în 2024, nu? Ei, cât mai costă din 2021 materialele care s-au scumpit? Se vor actualiza cu ce? Se cu, vor inflația, actualiza. cu ce? Dar problema nu este asta. problema importantă, știți care e? Pentru că am văzut că și Consiliul Județean, prin Dumnezeu Iancu Sălăjanu, în 754 de pagini, prin hotărârea 172, nu știu dacă mai contează, apare Aquaparcul din Crișeni. Da, nu mai apare Consiliul Județean în această aventură financiară. Bun, deci nu mai, nu mai are sprijinul din partea Consiliului Județean să înțeleg? Nu proiectul. mai apare. Nu mai apare, deci nu mai apare. Uh... Atunci înseamnă că o să fie. De... Integral, nu? Ca și Nici din caz. bugetul primăriei. Nici într-un caz. Sau veți identifica alte surse, fonduri atrase. Noi am zis în felul următor. Dacă s-ar face, de ce nu găsim un investitor străin? De șapte, de opt ani, de zile? Chiar n-a venit nimeni să zică Chiar bă, idee. De, de ce nu găsiți? Pentru că nu e idee. Okay. nu e Vă preocupați noastră? Mă preocupă partea asta, dar noi avem probleme. Chiar acum când am umblat, chiar în uh, zona caselor care s-au construit în, uh, pe marginea drumului care duce spre uh, strand. oamenii spuneau, noi ne-am mutat din Zalău aici ca să avem acest trafic. Noi ce facem? Domnul primar a spus că n-a primit nicio sesizare legată că se va construi un aquapark. Gândiți-vă că ne bazăm pe cifre, aproximativ 600 de oameni. 500-600. Eu zic că dacă eram proiect serios, spuneai: Am nevoie de 530 de oameni. Bă, dar din care acest 20% ar copii. ar putea să aducă investiții și bani la bugetul primăriei, dacă va fi fezabil și dar realizabil. Dar în ani de zile, cine plătește doamnă? Păi, Asta e o altă întrebare. Asta, asta e. Și așa, pe un calcul foarte simplu, făcut de un specialist, și prin faptul că vei avea 2 ani de zile termen de grație să nu plătești. Uh, Rata? Dobânda se ridică la aproximativ 100.000 de euro pe lună. Eu nu știu cine își permite așa ceva. Bun, și veți continua acest proiect dacă veți deveni nu. primarul Crișanilui? Nu. Îl veți abandona? Sau sunteți obligați să-l continuați? Păi nu, nu o să avem resursa financiară. E, atunci va trebui să găsiți o altă sursă, clar. Să găsim o altă, o altă sursă? Sigur este problemă. Gândiți-vă că apa este de 24 de grade, îți trebuie 35 de grade. Îți trebuie oameni. M-am uitat pe acolo. Ei n-au prevăzut în bugetul respectiv instruirea, specializarea oamenilor, pentru că da, îți trebuie medici, îți trebuie asistent, îți trebuie salvamari. Nu mai vorbesc de alte lucruri. Pă, Cum încălzim apă de la asta 20. nu erau importante, probabil, inițial. Era important doar proiectul. Păi la proiect să știți că s-au dat aproape milion de lei pe de studiu. Exact, studiu de fezabilitate. Cel care și-a luat banii, stă liniștit, Corect. noi da. Dumneavoastră rămâneți mai departe cu paguba și aș vrea să dobânzile fac ceva, da. și alte probleme. Da. aș Bun. vrea să facem ceva, dar deocamdată este o investiție care o toră de vreo 8 ani de zile și este obiectivul principal al lor, ca să nu spună ce n-au făcut în 8 ani de zile, să spună noi facem asta. Da. Ce nu mi se pare corect? Păi, dacă tot spun, să și fac atunci. Da. Domne, țărle, într-un uh, interviu, cel puțin l-am urmărit, ați afirmat, citez, la Crișeni, cu toții am așteptat destul lucruri concrete. Închei citatul. Da. Uh, câtă răbdare apreciați că ar trebui să mai aibă localnicii pentru ca aceste lucruri să și devină realitate? Adică, nu știu ce ați așteptat, dumneavoastră, cel puțin. Da. Uh, eu să vă spun, putem să stau liniștit acasă să-mi vădă treaba mea, pentru că le-am spus colegilor, pentru mine patru ani din viață ca să-l dedic comunei este important și că nu-ți mai atâția mulți în față. A, trecut. dar fiți optimist, da, sunteți optimist. Tânări, cum sunt? dar realist. aveți toată viața acum, înainte, da, de acum începe. Îți, realist, îți realist și am zis că eu nu-mi permis să-mi bat joc de timpul meu. Eu nu-mi permis să mă duc la primărie ca la servici. Asta este un lucru pe care eu l-am spus soției mele mai de mult. Nu-ți permis să te duci. Trebuie să-ți respecti programul, trebuie să-ți respecti oamenii, trebuie să-ți respecti concetățenii. În momentul în care. Pentru că văd foarte multe, vin spre mine mesaje. Și sigur că trebuie făcut o schimbare. Oamenii trebuie să înțeleagă asta. Dacă îmi vor da girul, vom face schimbările de care este nevoie. Dacă nu vom merge în aceeași linie de promisiuni, pentru că, sigur, în ianuarie, când mi s-a spus să devin candidat, mi am spus, vedeți că alegerile sunt în iunie-iunie. Și pe aceștia, o să prind, așa că cred că în septembrie. Practic, cei opt ani de mandat se termină în luna iunie. Restul sunt în prelugiri ca la fotbal, minutul 90 plus 3. Dacă nu veți și primar, renunțați la politică? Uh, nu o să renunț la politică, pentru că oamenii, dacă mi-au dat girul dar o să câștig alegerile. Asta nu să vă spun. Bun, asta am vrut să aud că n -o n -o să nu sunteți ușor de intimidat și de descurajat. Sunt. Nu, nu mă descurajează nimic. Pentru că sunt obișnuit să mă lupt și pentru că am încrederea oamenilor, pentru că eu îi văd, pentru că discut cu ei, noi mergem din casă în casă. Unde ne primesc, bineînțeles, stăm de vorbă cu ei, le spunem despre ce e vorba și să știți că lumea așteaptă o schimbare. Eu nu-mi permis să-i dezamăgesc. Eu vreau să las ceva pentru mine, după mine, ca copiii și nepoții mei să fie mândri. Asta e. Da, cetățenii dar vor și ai să... mei, dar și copiilor. Așa. Și copiii cetățenilor. La fel să fie. Pentru că dacă ați venit cu mine să vedeți niște lucruri adevărate, o să ziceți bă, și să le filmați, și să vedeți ce se întâmplă. De fapt. am fost în stare, de exemplu, la strandul respectiv, de 20 de ani să-l curățăm. Acum asigur că s-au depozitat materialele pentru uh, construirea uh, uh, canalizării. E ok. Gândiți-vă că în apropiere este terenul de sport. Gândiți-vă ce protecție au fotbaliștii noștri, cei care joacă, că la un metru de teren este uh, fundația de la gard de un metru. Dacă se împinge unul și de cu cap acolo, are o problemă. Dar să ne ferească Dumnezeu că deocamdată nu s-a întâmplat. Dar este posibil. Bun, dar trebuie marcată zona respectivă corespunzător. Pentru puțin. că vedeți, dacă vin și uh, acum pe ultima sută de metri reparăm parcurile de copii, păi, ce am făcut? Mai vopsim acuma? o bancă? I-am întrebat anul trecut. Eu am fost cu copilul în parcul de jos, de lângă mine. Nu aveți bani să faceți investiții în parcurile astea, să arate cât de cât, măcar cum arată în Zalău, că ați văzut că în Zalău totuși s-au mai făcut. Nu sunt bani. Băi, nu sunt bani. Dacă Îmi spunea o doamnă pe, pe comunitate Crișeni, zicea, dacă era după mine, mă făceam diriginte de șantier. Că am numărat suma, aproape 500.000 de lei, pentru dirigentele de șantier, pentru trei lucrări. Că sigur că doamna avea dreptate. Nu, dar știți că asta cu nu sunt banii, mă rog, e o problemă a majorității primarilor și a celor care. Agenții economici, chiar azi fost, Administrează bugete. Da. Agenții economici, chiar azi am fost. am, Cred că am hârtie aici, o să vă arăt după emisiune. Din 2013 au depus la primărie problema cu drumurile, canalizarea, cum se face și lumina. Dar drumul nu este făcut, zâru mașinile. Foarte greu de accesat să intre mașinile cu tonaj mare acolo. Pentru că vreau să vă spun că de 8 ani de zile, am spus, pune sisteme de reducere a vitezei. Zona profi este cea mai periculoasă din localitate. Exact. Nu se întâmplă, pentru că eu din ochii fostului uh, polițist văd carambolul, lovit mașinile din parcare, prins oamenii în față și de acolo pot uh, se pot isca uh, necazuri. Adevărul că mașinile de tonaj mare circulă cu viteză foarte mare. Ăsta e. Și ce puteți face dumneavoastră în calitate păi de primar? Aici, cu drumurile, aici, sigur, cu drumurile naționale trebuie să iau legătura și să punem acele sisteme de reducere a vitezei. Au mai fost instalate, nu chiar așa de performante, și sigur că o parte a din oameni... A fost oamenii... o perioadă de testare, atunci am înțeles. Da, a fost o perioadă în care oamenii au spus, domenii se cutremură casa. De ce? Nu se respecta viteza. Asta este. Că de aici pornesc lucrurile. Nu se respectă. Nu lucrurile bine, nu respecti viteza, nu respecti regulile la primărie cu tot ce vrei și sigur că lucrurile nu iau asta. Da. Sigur, și banii nu mai ajung la buget. Banii nu mai ajung la buget. <laughs> că nu se prioritizează cum trebuie. Uh, domnule Țările, cetățenii ar vrea să știe ce tip de primar vă doriți să fiți și ce veți schimba față de ceea ce a da. fost până acum. Vreau să devin. Un... să rămân același. om. Nu vreau să mă schimb cu nimic. Nu vreau să fiu Știți un Știți prim... că, de regulă, pozițiile Știu. astea înalte Știu. schimbă Știu. oamenii. Știu. Și mai uită unii de unde Știu. au plecat am fost într-o poziție destul de potrivită pentru mine. Eu am fost ofițer pe funcții de execuție. Deci, acum sigur că se schimbă lucrurile, dar este important ca eu să aduc oameni tineri lângă mine, oameni care vor. Eu le-am spus, vedeți că nu o să vă fie cald, nu o să vă fie frig lângă mine, o să fie foarte cald. Pentru că eu trebuie să mă înconjor cu oameni care sunt mai buni ca mine. Eu asta am învățat. Nu vreau să-mi pun consilier care acum patru ani de zile și-a dat demisia într-o lună și acum este iar, iară pe listă, doar pentru nume. Dacă o să vă uitați pe lista noastră de consilieri, să vedeți ce oameni avem, eu nu spun că ceilalți nu sunt buni, nu, să mă ferească Dumnezeu, dar vreau să vă spun că noi vrem să facem treabă. Acești tineri au venit lângă mine. Și foarte important lucrul ăsta. Gândiți-vă că am, făcut organiza am constituit organizație de femei la nivel de crișeni. Am peste 20 de doamne care au venit să s-au înscris. Oare de ce? V-ați spus întrebarea asta? Da. Și Cine? mi s-a spus. În încrederea pe care o avem în tine. Asta e. Chiar președintele Organizației de Femei este o tânără de 24 de ani și a spus: Eu am venit doar să văd, și după ce am văzut ce ai vorbit, am zis: Rămânem împreună. Pentru că la mine eu le-am spus în felul următor. Câștigăm alegerile, asta nu înseamnă că lista de 17 consilieri și ceilalți 20 și ceva de uh, oameni care, cu care lucrăm împreună închidem ușa și nu ne întâlnim. Vor fi întâlniri lunare, vom merge. Să nu zic peste 4 ani, hai că începem alegerile înapoi, hai să vedem ce mai facem. De la capăt. Același lucru l-am promis oamenilor că îi voi chema la primărie. Voi discuta cu ei, le voi asculta problemele. Sunt oameni de calitate și dintr-o parte cu studii superioară și din studii medii. asta este, nu contează, dar eu trebuie să-i chem la discuții. Eu zic nu pot să mi permit să bag primăria într-un uh, faliment, să spun, să iau 11 milioane de euro și deciziile importante trebuie să le luăm împreună cu ei. n cum, sigur că nu toți o să gădem la pace, dar zic lucrurile importante pentru comună, astea trebuie discutate cu omul. Nu pot să stau eu așa să spun bă ce vreau eu, bă eu vreau să îmi schimb mașina, iau Mitsubishi la primărie. Am dat un nume de mașină, mă rog, așa mi-a venit. Nu poți, domnule, trebuie să fie concret și corect și omul trebuie să vadă că tu ai grijă de banul lor pe care îl la primărie. Sunt firmele care au probleme din acest gen. Domnule, plătim o grămadă de bani și noi nu avem drum. Păi, hai să-l facem. Pentru că, uitați, la un bloc în apropierea fântânii atreziene din care se vin și cei din Zalău, un bloc nou construit, mi-a spus, Vă mulțumesc, zice. Noi am vrut să ne facem parcare lângă bloc, să facem o amenajare deasupra șanțului. Cu banii noștri. Nu li s-a aprobat. Vă promit că eu vă ajut și facem. Tot legal, bineînțeles, cu avize, cu tot ce trebuie. Domnule, un lucru simplu. Deci eu lasă-mă să-mi fac din banii mei. Și tu nu las să fac. Și sigur că zona aia trebuie să dispară acolo în partea aia, pentru că sunt foarte multe mașini abandonate. Nu sunt șanțuri, nu sunt rigole, nu sunt... Asta, asta e. e. O să le faceți noastră dacă o Timpul. să primiți încrederea și votul știți oamenilor. Știți că eu am zis că patru ani. Credeți este. că vă ajung patru ani la să am văzut, faceți tot ce ați la promis ce am văzut, aici? La ce am văzut acum, să știți că m-am înfămat așa la o... Adică eu vreau să înțelegeți că eu vreau să aduc lângă mine oameni care vor, vor participa la viitoarea administrație. Să construim, să avem oameni buni. Dar noastră credeți că puteți să faceți lucrurile astea pe care da. le-ați asumat? Da. Că spuneți aici uh, că ceea ce propun eu se poate. Da, uh, trebuie să le fac. Uh. Trebuie să le fac. Pentru că, vedeți, uh, vreau să vă zic uh, de centru medical de asistență. Vreau să fac un centru medical de asistență primară. Eu nu vreau să. Uh, centru, dispensarul local a devenit uh, loc de luat masă vrem ca să aducem medic. Dar nu vreau să mă laud pe comunitatea Crișeni, că avem medic în Crișeni. Și de unde îl aduceți? Nu puțin. Medic din Crișeni, avem medic în Crișeni pentru asistență medicală, că se repară la creaca dispensarul. Am avut și ne două săptămâni medic. Vrem să... Bună, nu ați răspuns, e, de unde îl aduceți? Acum vă răspund, trebuie să asigurăm facilitățile acelui medic. Are trebuie să-i asigurăm locuință, dar o locuință adecvată. Dacă plătești 5.000 de euro pe expertiză unei persoane, unei firme și m-am uitat pe acea firmă din 4 ani de zile, 3 ani pe minus, ce expertiză dai tu? Probabil că nu mă interesează cum a ajuns pe minus. Păi dau 5.000 de euro. Mai este o firmă care ia 11.000 de euro. Dar astea sunt date luate după SICAP. Asta am vrut să mă întreb dacă aveți dovezi în acest Dovezile sens. Dovezile sunt Corect. pe site-ul oficial de licitații. Știți? Acolo sunt lucrurile. Dar să știți că sunt oameni care și dacă le arăți evidența, nu le vine să creadă. Nu, până nu văd alt pe negru, că așa este. Dar așa este. Nu mi le-am scos acum, dar exact aceste lucruri le am. Și atunci noi nu ne putem permite să închiriem o casă pentru medic care să vină să, să stăm acolo. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Centrul ăsta primar de asistență, eu vreau să-l fac și sigur că vorbim cu direcția de sănătate. Să avem două asistente, pentru că avem problema asta în comunele în care am fost. Domne. Facem un sistem, știm că avem 10 bolnavi, știi că trebuie să facă 10 injecții, știm că trebuie să schimbe pansamentul. Eu aici vreau să ajung, pentru că îmi spunea cineva, am stat 4 ore la Zalău să-mi fac o injecție. Avem mașină, nu mai folosim în interes propriu, o folosim în interesul cetățeanului. Nu este. vreau să zicem. Iată, timpul nostru se apropie de sfârșit și problemele sunt foarte multe. Într-adevăr, da. și dumneavoastră vreți să faceți foarte multe și vreau să vă întreb în finalul emisiunii cu ce anume ieșiți noastră în evidență față de ceilalți candidați. Sau cu ce credeți că puteți ieși în evidență? Da. Acum sigur că pe actualul primar îl cunosc, pe ceilalți candidați mai puțin și n-aș vrea să mă... Dar să mă asardez în cu ce zei mai bun sau cu ce zei mai bun. Eu vreau să spun că eu o să fac ceea ce am promis. Și vreau să spun că eu voi fi aproape de ei. Vreau să spun că primăria va fi a lor. Asta vreau să spun. A lor a cui? A oamenilor. Să intre cu încredere că lor li se vor rezolva problemele legale, bineînțeles, și vor găsi un sprijin în echipa noastră. Și să mai spun un lucru, pentru că trebuie să-l precizez neapărat. Pentru că se zvonește prin comună. Știți, în comună se zvonește tot felul Telefonul de lucruri referitor la echipă. Echipa mea nu este stabilită. Cine este administrator, cine este Consiliul Primarului, să știe toată lumea. Nu s-a stabilit nimic. Interesul nostru este de a câștiga alegere. Uh, să le câștigăm și după aia o să vedem cum vom rezolva aceste probleme. Pentru că nu îmi permit să-mi pun oameni slabi lângă mine. Ăsta este adevărul. Nu îmi permit. Pentru Dacă că... i-ați spune, nu ați putea să pentru realizați că... ceea ce ați promis, exact. în primul rând. V-am spus, eu caut oameni mai buni decât mine. Sunt mulți tineri. Poate să-i cunoașteți. Mi-aș dori. Și în final, un mesaj și o promisiune pentru cei care vor fi la vot în data de 9 iunie. Pentru toți cei care vor fi la vot, să aibă încredere că lucrurile se vor așeza pe făgașul lor normal și toate lucrurile care le-am spus se vor face și pentru cel care m-a votat și pentru cel care nu se va vota. Și asta trebuie să se înțeleagă, pentru că îmi spunea cineva, eu nu fac politică. Da, dar zic că ăla ce curge pe șans și pe tine te interesează, că n-am vrut să spun altceva, dar lucrurile se vor schimba. Asta trebuie să știe oamenii. Și. Eu cred, nu cred, sunt sigur că lumea va avea mintea deschisă și acum depinde de dâns și dacă vor într-adevăr să se întâmple lucrurile pe care eu le-am uh, spus aici de dumneavoastră și pe care o să le spun în continuare, pentru că suntem în plină campanie electorală. Așa este. Iată, punem punct aici aceste ediții. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Țările, pentru prezența noastră la emisiune. 9 iunie se apropie cu pași repezi, contează fiecare om, contează fiecare vot. Sunt Alexandra Roșu și te încurajez să mergi la vot în data de 9 iunie, pentru că, da, fiecare vot contează. Alege Transilvania.